Onorați invitați, doamnelor și domnilor, dragi prieteni, bună ziua și bine ați venit la evenimentul de prezentare a studiului privind fenomenul economiei și ocupării informale în contextul pandemiei COVID-19. Studiu realizat de Expert Group la solicitarea PNUD Moldova. Studiul descrie activitatea economică și ocuparea informală a firmelor și persoanelor fizice în Republica Moldova, dinamica din ultimii ani, în special în contextul pandemiei, dar și percepția populației și firmelor privind acest fenomen. Economia informală sau neobservată constă din activitățile economice neînregistrate, intenționat pentru a obține beneficii economice, de exemplu producția ascunsă, evaziunea fiscală, sau pot fi rezultatul unui specific structural al economiei, cum ar fi cazul gospodăriilor casnice care produc pentru consum propriu. În baza datelor și recomandărilor studiului, vă propunem să participați astăzi la un dialog de politici publice pentru a identifica și propune soluții pe termen lung pentru diminuarea sau chiar lichidarea fenomenului economiei informale. Evenimentul este difuzat live în limba română pe prives.eu și facebook.com, pagina oficială a PNUD Moldova. Participanții noștri sunt conectați pe Zoom, format cu care ne-am obișnuit deja pe timp de pandemie. Chaturile și secțiunea de comentarii din Zoom și rețelele sociale sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a adresa întrebări. Iar eu voi avea grijă să ajungă la cei care vă vor putea răspunde. Pentru început, cu un cuvânt de salut, va veni Ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Marcel Spatar. Domnule ministru, bună ziua! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și este foarte important acest studiu pentru noi, pentru că într-adevăr abordează o problemă fundamentală a Republicii Moldova. Eu am semnalat-o și anterior, înainte de a veni în funcția de ministru, în calitate de expert al grupului Sindex, în studiile pe care le-am făcut anterior. Situația salariaților din Republica Moldova în 2019 și studiul despre impactul pandemiei asupra salariaților anul trecut în 2020. Într-adevăr, felul în care pandemia a lovit economia Republicii Moldova a fost condiționat de caracteristicile structurale ale acesteia. În primul rând, o dependență puternică de remiterile din străinătate și o pondere foarte mare a activităților informale. Apoi, statul în sine este slab din punct de vedere financiar. Mă refer aici la autorități, la guvern, și această slăbiciune este din cauza subdezvoltării și a conformării fiscale foarte reduse. Este în creștere importanța activităților industriale dependente de lanțurile valorice internaționale. Din fericire, multe dintre aceste activități angajează oamenii oficial și plătesc toate taxele și contribuțiile necesare, dar majoritatea activităților sunt încă cu valoare redusă destul de scăzută și noi trebuie să tindem spre o creștere a productivității industriilor care sunt integrate în lanțurile valorice internaționale. De asemenea, am atestat și o puternică asimetrie în repartizarea valorii economice în favoarea capitalului și în defavoarea muncii. Cu alte cuvinte, ponderea salariilor în produsul intern brut sau ponderea salariilor în valoarea adăugată creată de companii este mult mai mică în Republica Moldova față de alte țări. Este cu cel puțin 10 puncte procentuale mai mică în Moldova decât în țările din Uniunea Europeană. De asemenea, cadrul legal în domeniul relațiilor de muncă și o anumită slăbire a capacității sindicatelor nu permite salariaților să-și negocieze salarii mai mari. Ne aflăm într-o situație de criză cronică a muncii salariate, însă și noțiunea de muncă salariată nu este nu se bucură de popularitate în discursul public, nu este abordată atât de des cât ar trebui să fie. Și, de exemplu, discuția despre salariul minim pe economie este aproape absentă din spațiul public. Cred că sunt mai mulți parametri care ar trebui discutați, atât de experți cât și de decidenții politici. Este adevărat că pandemia
a limitat capacitatea statului de a interveni. În ultimii 3 ani, salariul minim, sau mai bine zis, cuantumul minim garantat în plată în sectorul real a crescut foarte modest, pentru că statul nu a putut să ajute altfel economia și această limitare a creșterii a fost văzută ca o compensare indirectă, spre deosebire de alte state care au putut să ajute economia în mod direct prin subvenționarea șomajului tehnic, de exemplu. Republica Moldova, guvernul Republicii Moldova, a avut o atitudine mai rezervată, s-a limitat la rambursarea unor impozite, dacă acestea erau plătite, și sprijinul către economie a fost foarte modest la anul trecut, ceea ce a dus la numeroase pierderi de locuri de muncă. În studiul de anul trecut am estimat că peste 45.000 de persoane și-au pierdut locul de muncă sau au fost semnificativ afectate prin reducerea timpului de muncă în cele 2 luni, aprilie-mai, în care au fost restricțiile mai drastice anul trecut. În această situație, într-adevăr, guvernul nu a acordat sprijin economiei în măsura în care alte guverne au acordat sprijinul, dar de când am venit la minister, mi-am dat seama că problema nu a fost voința politică, ci lipsa mecanismelor, lipsa instrumentelor. Bani ar fi fost în buget pentru a ajuta economia, problema a fost cum să fie acordați acești bani, cum să fie ajutate întreprinderile prin subvenționarea șomajului tehnic, de exemplu. Pentru că nu au existat mecanisme, noi a trebuit să le creăm și, așa cum știți, de la investirea acestui guvern, noi am implementat deja mecanisme de subvenționare a locurilor de muncă și formularele de cerere pentru angajatori vor fi disponibile până la sfârșitul acestei săptămâni. Subiectul muncii informale este unul foarte important care afectează echilibrul bugetar al țării și afectează sistemele de asigurări sociale. Pentru că sistemul de asigurări sociale este în deficit an de an, există o cerere foarte mare din partea societății pentru a crește pensiile, pentru a crește valoarea indemnizațiilor, pentru îngrijirea copilului, de exemplu. Noi trebuie să ne asigurăm că avem resurse în acest fond pentru a acorda aceste creșteri necesare pentru populație. Și pentru a soluționa problema, avem nevoie de o abordare complexă. În primul rând, e nevoie de o campanie de comunicare, o campanie de informare, poate o campanie tematică. Noi la minister ne gândim să lansăm anul viitor o campanie sub un anumit slogan. Avem câteva variante de lucru, dar nu o să anticipez acum. Voi discuta cu partenerii, voi discuta și cu colegii de la Expert Group ca să ne ajute să promovăm acest mesaj odată ce campania va prinde contur. De asemenea, avem nevoie de o întărire a capacității Inspecției Muncii, care astăzi este limitată în atribuții, inclusiv din cauza cadrului legal. Avem nevoie și de măsuri compensatorii pentru companiile care nu pot fi competitive dacă crește, de exemplu, costul muncii semnificativ. Și aici mă refer la măsuri pe termen scurt pentru a le ajuta să pășească la un alt nivel de competitivitate și de productivitate. Dar ca idee macroeconomică, noi putem să ajutăm și e normal să ajutăm firmele ca să ajungă la un anumit nivel, dar este de asemenea normal să lăsăm în timp să dispară firmele care nu sunt competitive pentru ca ele să nu țină salariații blocați în munci cu salarii mici sau în munci informale. Acești salariați trebuie să fie disponibili pentru angajatorii care pot oferi condiții de muncă mai bune și salarii mai bune. Trebuie, prin politici ale guvernului, să demotivăm agenții economici ca ei să ofere salarii în plic sau să subdeclare salarii. Munca informală are mai multe feluri în care se manifestă și unul dintre feluri este munca
subdeclarată sau noi zicem muncă la gri, în care o parte din salariu este plătită oficial și o parte este plătită neoficial. Și această situație apare atunci când, pentru angajator, riscul de neconformitate fiscală se justifică prin niște economii pe care le poate face prin neplata impozitelor pentru acea componentă, pentru acea parte care este plătită la negru. Dacă, de exemplu, va crește salariul minim până la un nivel în care partea eventual plătită la gri să nu mai fie interesantă din punct de vedere financiar pentru angajator, atunci angajatorul nu va mai percepe că a justificat riscul de neconformitate fiscală și va declara în integralitate salariul angajaților. Deci este o discuție complexă. Salut studiul Expert Group, este un studiu foarte important și mă bucur că redeschidem subiectul muncii informale. Este o prioritate pentru ministerul nostru în următoarea perioadă să promovăm politici de conformare pe dimensiunea salarială. Vă mulțumesc și sunt foarte curios să aflu concluziile acestui studiu. Domnule ministru, vă mulțumim și noi și în continuare îi vom oferi cuvântul secretarului de stat al Ministerului Economiei, domnului Vadim Gumene. Domnule Gumene, bună ziua! Bună ziua încă o dată tuturor participanților. Eu mă bucur foarte mult să particip la acest eveniment care dezbate un fenomen atât de important precum economia informală, un fenomen de altfel complex, influențat de o gamă foarte variată de factori economici, sociali, instituționali, culturali. Iar pandemia COVID este de fapt o altă variabilă importantă și anume din această nouă perspectivă se merită de studiat fenomenul dat pentru a găsi măsurile, politicile adecvate. Desigur, înainte de a putea fi dezvoltate oricare măsuri împotriva economiei informale, este important să înțelegem raționamentul acestui comportament, care poate fi considerat chiar deviant uneori. De la început este clar că situația social-economică generală din țară, fragmentarea pieței muncii, precum și nivelul șomajului pentru anumite categorii, dar și al sărăciei au un impact important asupra nivelului și mai important asupra naturii economiei informale în Republica Moldova. Și foarte mult sper că studiul dat să ne ofere un tablou complet în acest sens. La nivel de stat, ca și ingrediente de bază pentru a reduce fenomenul economiei informale, se consideră bună guvernare, o corupție scăzută, dacă nu poate fi eliminată complet, și o economie de piață funcțională. Iar construirea încrederii în guvern este un factor cheie în convingerea cetățenilor, dar chiar și în îmbunătățirea moralității fiscale, dacă putem spune așa. Și noi aici la guvern lucrăm în acest sens, precum a menționat și domnul ministru Spătar. Acestea fiind spuse, vreau să felicit autorii și în continuare voi fi foarte atent la prezentarea studiului și concluziile din acest. Vă mulțumesc! Și noi vă mulțumim, domnule Gumene. Și în continuare îi ofer cuvântul cu drag doamnei Dima Al-Khatib, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. Vă mulțumesc, sper că mă auziți cu bine, deoarece am avut parte de niște probleme cu sunetul. Da, vă auzim cu bine. Vă mulțumesc foarte mult, excelențelor și colegi și oaspeți. Îmi face mare plăcere să fiu aici cu dumneavoastră, cu asta să discut această problemă importantă în ceea ce privește economia informală și, de asemenea, creșterea economică pentru Republica Moldova. Cu toții cunoaștem că munca decentă și creșterea economică sunt niște obiective dedicate și integrate în agenda de dezvoltare durabilă 2030, dar, de asemenea, este prioritate cheie pentru strategie de dezvoltare națională a Republicii Moldova.
îmbunătățirea în calitate vieții pentru o populație prin a nu lăsa pe nimeni umbă nu este posibil dacă nu îmbunătățim calitatea serviciilor publice, dacă nu avântăm productivitatea economică, competitivitatea companiilor, dar de asemenea să consolidăm calitatea protecției sociale și eficiența instituțiilor publice. Toate acestea, sigur că sunt legate cu activitatea economiei informale în țară, care de fapt reprezintă într-adevăr o pătrime din întreaga economie a Republicii Moldova. De asemenea, trebuie să mai menționăm că economia informală, angajarea informală, într-adevăr reprezintă o problemă economică și de asemenea are și implicații importante, dar și este foarte dificil de a fi captată, astfel încât să fie abordată prin politici publice. Noi știm că pe plan global, sectorul informal, de fapt, reprezintă circa 15% din economiile avansate și aproape o treime din economiile în curs de dezvoltare. Pe de altă parte, companiile aleg să rămână pe partea informală pentru a evita contribuțiile sociale, impozitele sau conformitatea cu diverse standarde. Sigur că, de asemenea, ele nu participă la rețeaua de siguranță socială. Astfel, aceasta duce la lipsă de educație, de abilități, de competențe și, de asemenea, duce la însărăcirea populației. Să nu uităm că, de asemenea, economia informală nu este recunoscută, înregistrată, reglementată și nu este protejată conform legislației muncii și acele cu privire la protecția socială. Pentru a înțelege mai bine acest context în Republica Moldova și pentru a avea parte de mai multe dovezi în ordine de idei, PNUD, prin intermediul Centrului Analitic Expert Group, a realizat acest exercițiu analitic astfel încât să înțelegem mai bine acest fenomen care este atât de important, complexitatea acestuia în contextul Republicii Moldova. De asemenea, să sugerăm un set de recomandări de politici pentru a fi luate în considerație. Pe lângă faptul că vom oferi o înțelegere a activității economiei informale și a ocupării informale mai cu seamă în contextul crizei de COVID-19, unul din obiectivele de bază de cercetare a fost cel de a identifica mai bine, de a înțelege mai bine promotorii deciziei de a practica economie informală și ocuparea informală, dar de asemenea să identificăm mai bine ce putem face pentru a tranziționa la formalitate. O înțelegere mai bună a motivelor companiilor ar putea să ne ofere o posibilitate să revenim cu niște politici mai bine ajustate la acest proces, astfel încât să tranziționăm aceste companii în economia formală. Astăzi vom partaja cu dumneavoastră acest studiu cu toți actorii importanți, dar de asemenea vrem să avem parte de o discuție, astfel încât într-adevăr să auzim opiniile tuturor și vreau să mulțumesc ministrul pentru faptul că astăzi este prezent aici cu noi, astfel încât de asemenea să avem parte de o bună înțelegere a acestor constatări a acestui studiu. Deci, într-adevăr, noi sperăm că constatările acestui studiu vor duce la o posibilitate de a informa politicile și programele din Republica Moldova, astfel încât să îmbunătățim viața tuturor și să atingem obiectivele de dezvoltare durabilă. Vă mulțumesc mult tuturor pentru prezența dumneavoastră și aștept prezentarea studiului și discuțiile pe marginea acestuia. Vă mulțumesc foarte mult și acum vă ofer cuvântul din nou. Vă mulțumesc mult și acum a venit momentul să vedem care sunt principalele constatări și recomandări ale studiului. Ofer microfonul domnului Adrian Lupușor, director executiv Expert Group. Mulțumesc, Mihaela, stimați colegi, excelență, bună ziua! Mă bucur să prezint acest studiu într-un format atât de cuprinzător. Într-adevăr, avem prezenți deci, practic, toți factorii relevanți problemei în cauză, Ministerul Muncii, Ministerul Economiei, Serviciul Fiscal de Stat, ODIM, partenerii sociali, sindicatele, patronatele, felicitări organizatorilor pentru organizarea acestui eveniment și sper foarte mult ca, într-adevăr, concluziile și mai ales recomandările acestui studiu să se transforme în politici. Asta ne dorim și reiterez din partea Expert Group că suntem deschiși pentru a continua dialogul, pentru a oferi tot suportul necesar pentru a transpune aceste recomandări care vor
fi prezentate în politici cu impact. Domnule Lupușor, o singură chestie tehnică, vă rugăm să faceți full screen. Da, da. Mulțumesc. Bine, bine. Da, e bine. Eu voi încerca, deci subiectul într-adevăr este foarte complex, eu voi încerca cât mai comprimat să prezint, cu siguranță detaliile cu privire la metodologie și alte detalii și date sunt în studiu. Deci, deja am, cred că cunoaștem cu toții, economia ne-a observat, constă din practic trei componente mari, este vorba și de sectorul neformal, acele companii care produc pentru piață, dar nu sunt înregistrate și aici ne referim în, probabil în primul rând la deținători de patente, de exemplu, care sunt o problemă de politici, pentru că este o sursă majoră de numerar în economie și ulterior vom discuta că numerarul este acel element de bază, acel sânge care ține economia informală în viață. Și trebuie să găsim politici pentru a adresa această problemă. Nu problema deținătorilor de patente în sine, ci problema faptului că aceste business-uri, afaceri, nu sunt înregistrate și nu plătesc impozite. A doua componentă a economiei neobservate este producția ascunsă în sectorul formal, care este probabil la fel, de fapt, este foarte problematică componentă, deoarece implică și salariile, implică și sub raportarea venitului, deci tot ce înseamnă evaziunea fiscală se regăsește în această componentă a economiei neobservate. Și a treia componentă a economiei neobservate este producția gospodăriilor casnice pentru autoconsum, tot ce nu este dedicat pieții, dar este strict pentru interese de ce țin de gospodările casnice. Aceasta derivă din structura economiei, din expunerea economiei la sectorul agricol și agricultura de subzistență și este o componentă care este de lungă durată și nu poate fi atenuată prin politici pe termen scurt sau mediu. Este un rezultat al anumitor aspecte obiective, structurale ce țin de economia națională. Cum a evoluat în timp economia neobservată? Aceasta a crescut per ansamblu, începând cu 2007. A crescut gradual, la moment circa o pătrime din produsul intern brut este reprezentat de economia neobservată. Și cel mai problematic aspect este că această creștere a fost determinată anume de cea mai problematică componentă a economiei neobservate, este anume producția activităților informale sau producția informală sau activitățile economice informale în sectorul formal, adică evaziunea fiscală, salariile în plic, subraportarea veniturilor. Dar cea mai mare componentă rămâne economia neobservată, adică rămâne componenta producției gospodăriilor populației pentru consum propriu, preponderent din cauza sectorului agricol și a dependenței bune părți din populație de acest sector. Creșterea evaziune fiscală și, în general, creșterea acelei componente problematice economiei neobservate, care ține de activitățile informale din sectorul formal, au fost datorate în special sectorului construcțiilor. În ultimii ani, anume în sectorul construcțiilor, s-a observat creșterea economiei informale. Și acest lucru a avut loc pe fundalul ascensiunii în general a sectorului. Iar ponderea celorlalte sectoare în produsul intern brut a scăzut. Și aici la fel este relevant faptul că investițiile publice în care au și impulsionat sectorul construcțiilor s-au transformat în creșterea ocupării informale și economiei informale în sectorul construcțiilor. Deci este un alt semnal și o altă concluzie de politici publice, deci
cum a beneficiarii de contracte cu statul sau beneficiarii de subvenții, trebuie să fie supuși un anumit nivel de scrutinizare mai mare, astfel încât să nu admitem ca beneficiarii de aceste proiecte de stat să practice ocuparea informală sau economia informală, așa cum am observat în sectorul construcțiilor, unde au fost proiecte de anvergură finanțate din bani publici, care iată că au avut efecte colaterale prin creșterea ocupării informale. Noi am calculat și pierderile fiscale cauzate de economia informală. Aici ne referim în special la pierderile neîncasate la buget, care au crescut în ultima perioadă până la nivelul de 7,3% din PIB, sau putem spune că anual bugetul pierde circa 15 miliarde de lei, anume din cauza economiei informale. Deci, eu vreau să mă opresc asupra, să menționez câteva aspecte legate de ocuparea informală și, în special, impactul COVID asupra ocupării informale. În contextul pandemiei, practic, ponderea ocupării informale în total ocupare a scăzut și nu a crescut. Probabil este un rezultat contraintuitiv, dar de fapt această stare de lucruri este relevă mai curând vulnerabilitatea locurilor de muncă la șocuri, la asemenea crize cum a fost criza din 2020, pentru că anume acele locuri de muncă au fost cele mai expuse lichidărilor. Deci numărul de locuri de muncă per ansamblu, deci numărul de locuri de muncă informale s-a redus de două ori mai rapid decât numărul total de locuri de muncă. A scăzut în special ocuparea în sectorul ocuparea informală în sectorul informal. Aici vorbim și de efectele secetei asupra sectorului agricol. Dar și ocuparea informală în sectorul formal la fel a scăzut mai rapid decât numărul total de locuri de muncă. Și femeile au fost afectate disproporționat mai mult față de bărbați. Deci numărul femeilor angajate informal a scăzut cu 16,3% comparativ cu 2,1% în cazul bărbaților. Și aici vedeți care sunt sectoarele care au fost cele mai afectate. Iarăși, nu cred că este o noutate că sectoarele precum din comerț sau din industrie au fost, sau Horeca la fel, au fost afectate foarte mult prin reducerea fenomenului ocupării informale. A crescut și inegalitatea veniturilor, deoarece în sectoarele unde veniturile sunt cele mai mari și creșterea a fost mai mare, iar sectoarele cu venituri tradițional mai mici, salariile fie au scăzut, fie au crescut foarte puțin, în unele cazuri sub nivelul inflației. Deci, studiul s-a bazat și pe o cercetare sociologică. Au fost petrecute două sondaje reprezentative la nivelul firmelor și la nivelul populației. Și conform acelor sondaje, percepția populației privind economia informală este cumva un pic mai pronunțată față de situația relevată de statisticile oficiale. Conform sondajului, aproximativ fiecare a cincea companie consideră că practicile de evaziune fiscală sunt răspândite practic în întreaga economie. Aproximativ un sfert din activitățile economice ale întreprinderilor nu sunt raportate, iarăși conform percepției în rândul companiilor. Aproximativ o treime din respondenți consideră că salariile în plic sunt plătite aproape în fiecare companie.
Și aceste constatări sunt practic similare indiferent de dimensiunea companiilor, atât pentru companiile mici și mijlocii, cât și pentru companiile mari. Salariile informale, la fel, deci conform percepției, cele mai mari se regăsesc în Horeca, unde 44% din respondenți consideră că aceste practici sunt răspândite foarte mult sau aproape în fiecare companie, fiind urmate de activitățile profesionale, activități în domeniul agricol sau comerț. Eu intenționat am făcut foarte, am prezentat foarte succint cadrul analitic, pentru că cred că noi cunoaștem diagnoza problemei și aș vrea să pun mai mult accent pe înțelegerea factorilor care alimentează acea problemă și în special ce politici se recomandă sau cu ce recomandări venim noi pentru a atenua această problemă. În acest sens, am făcut o analiză a factorilor de bază, a rădăcinilor acestei probleme și în funcție de aceste precondiții identificate și acești factori fundamentali identificați, am formulat și acele intervenții de politici. Deci pentru a înțelege, pentru a formula recomandările de politici, trebuie să înțelegem că la baza economiei informale stau 5 precondiții de bază. Deci, în primul rând, e vorba de disponibilitatea numerarului, așa cum am spus la început, cash-ul este sângele economiei informale și politicile trebuie să descurajeze utilizarea numerarului în economie. A doua precondiție sunt costurile înalte de conformare. Deci, vorbim despre acea percepție cu privire la nivelul înalt al taxelor, impozitelor, contribuțiilor sociale. Însă dacă analizăm situația comparativ cu alte țări, vedem că în Republica Moldova nivelul impozitelor sau contribuțiilor referite salariilor nu este atât de mare, este chiar relativ redus. Și concluzionăm că această percepție cu privire la nivelul înalt al taxelor și contribuțiilor se datorează nu cuantumului înalt, ci nivelul scăzut de competitivitate a economiei. O altă cauză este percepția privind costurile aferente menținerii evidenței contabile sau costurile privind administrarea fiscală și aici iarăși vedem că Republica Moldova este clasată destul de bine la acest aspect și iarăși cauza ține de competitivitatea în sectorul în economie. O altă problemă ține de concurență neloială sau cadrul concurențial distorsionat, care afectează în special întreprinderile mici și mijlocii. Și aici tocmai că această concluzie se confirmă prin analize comparative cu alte țări, deci conform, de exemplu, în cazul acestui indicator, conform raportului competitivității globale, noi chiar avem un cadru regulator, mai bine zis, un cadru concurențial distorsionat și destul de problematic comparativ cu alte țări. A treia precondiție sunt costurile reduse de non-conformare. Deci, practic, e simplu în Republica Moldova să nu te conformezi fiscal. E simplu să plătești salarii în plic, pentru că probabilitatea de a fi depistat este foarte redusă și costul în cazul în care ești depistat este foarte redus. Și legislațiilor care au fost adoptate în 2018 cumva legiferează practicile de ocupare informal în agricultură și simplifică această non-conformare, plasând pe umerii angajaților, de fapt, această responsabilitate de a achita impozitele și contribuțiile la CNAS și CNAM, și aici noi vedem o problemă. A patra precondiție este moralitatea fiscală redusă. Noi am făcut și anterior experimente economice, am încercat să înțelegem psihologia moldovenilor în raport cu
conformare fiscală și s-a confirmat că, de fapt, în Republica Moldova avem un nivel înalt de toleranță față de evaziune fiscală și un nivel redus al moralității fiscale, cauzat de percepția privind modul cum statul gestionează impozitele despre lipsa de încredere cu privire la beneficiile rezultate în urma plății impozitelor. Și practic vorbim despre ruperea contractului social la inițiativa plătitorilor de taxe. Și a cincea precondiție este puterea redusă de negociere a angajaților în raport cu angajatorii. Același sondaj în rândul angajaților relevă că circa jumătate din respondenți până a începe ocuparea informală nu aveau loc de muncă și circa două treimi din cei ocupați informal au acceptat locul de muncă pentru cumva strict pentru a rezolva problema financiară. Deci, în mare majoritate a cazurilor, angajații în sectorul angajații informal, deci sunt într-o situație financiară dificilă și practic nu au de ales și sunt nevoiți de cel mai deseori să accepte condițiile impuse de angajatori. Avem și problema slăbiciunii organizațiilor sindicale și problema educației fiscale și financiare destul de reduse. Iată că în baza acestor precondiții noi am formulat o serie de recomandări de politici. Iarăși voi încerca cât mai caligrafic și cât mai succint să le prezint. Deci, primul obiectiv trebuie să fie descurajarea tranzacțiilor în numerar. În acest sens, noi recomandăm să impulsionăm activitatea sau să revigurăm activitatea Consiliului Național de Plăți la nivelul Băncii Naționale a Moldovei pentru a asigura coordonarea interinstituțională eficientă, pentru că problema respectivă vizează și fiscul, și BNM, și ministerele de resort și avem nevoie de o platformă interinstituțională pentru a coordona politicile. Întreprinderile mici și mijlocii trebuie să beneficieze de un program de suport și chiar subvenționare a costurilor care țin de instalarea terminalelor și comisioanele bancare aferente tranzacțiilor cu cardul. Aceste costuri sunt poate tolerabile pentru companiile mai mari, dar pentru cele mici și în special micro, aceste costuri chiar sunt o problemă. În special pentru, dacă vorbim despre încurajarea tranzitării deținătorilor de patente din sectorul informal în sectorul formal, cred că aceste costuri trebuie absorbite de către stat. Nu este corect ca aceste costuri să fie suportate de către beneficiari, deoarece vorbim despre efecte, despre externalități pozitive la nivelul întregii economii, unde beneficiile depășesc costurile. Și aici statul trebuie să intervină prin politici active de a absorbi orice cost legat de promovarea plăților cu cardul, dar și, în general, costuri legate de tranzitarea din sectorul informal în sectorul formal. Și în Republica Moldova problema comisioanelor bancare este una destul de relevantă. Comisioanele bancare sunt foarte mari și până se rezolvă problema la nivel de piață, cred că statul trebuie să compenseze aceste comisioane pentru companii. Companiile mari nu este corect să achite salariile numerar. Cred că statul trebuie să interzică achitările salariile numerar pentru companiile mari. Deci, în paralel, trebuie să promovăm în continuare educația financiară și fiscală a populației, deoarece același sondaj a arătat că cei care nu utilizează cardul sau utilizează mai puțin cardul sunt mai expuși și ocupării informale
și, în general, manifestă un nivel de toleranță mai mare la față de evaziune fiscală și manifestă un nivel mai scăzut de moralitate fiscală. Aceste fenomene sunt corelate. De examinat, ideea de a reduce TVA pentru achitările cu cardul este o idee mai așa, neortodoxă, mai inovativă, cu probabil are și anumit impact, nu probabil, dar este evident că are și un impact bugetar destul de mare, dar această problemă merită să fie examinată foarte atent, pentru că sunt țări unde asemenea practici s-au implementat și este un mecanism direct de a încuraja tranzacțiile cu cardul. În același timp, orice formă de promovare din partea comercianților, reduceri pentru achitările cu în cash, trebuie să fie amendate și contracarate prin controle și respectiv amenzi pentru acei comercianți care în mod deliberat și direct credință promovează sau stimulează achitările anume cu în cash în detrimentul achitării cu cardul. Obiectivul numărul 2 trebuie să vizeze atenuarea costurilor de conformare fiscală. Deci vorbim în primul rând despre cele măsuri la care deja m-am referit parțial, de susținere directă a companiilor, a întreprinderilor care doresc să tranziteze din sectorul informal în sectorul formal. Deci vorbim despre cei deținători de patente, de întreprinzători în primul rând. Acești comercianți, aceste întreprinderi informale trebuie să fie susținute printr-un program de suport deci trebuie să fie susținute printr-un program de suport în vederea acoperirii cheltuielilor aferente acelei formalizări. Instalarea terminalului de plată, angajarea sau mai bine zis contractarea serviciilor pentru menținerea evidenței contabile. Aici se poate de implementat un mecanism de vouchere pentru a facilita accesul acestor companii la acele servicii de evidență contabilă. Și în același timp, instituțiile de control, fiscul, Inspectoratul de Stat al Muncii, ANSA și alte instituții care fac controle de la comercianți, trebuie să-și revize abordările în legătură cu controlele care le fac, să devină instituții focusate pe a consulta companiile în vederea formalizării activității acestora, să nu se grăbească să aplice amenzi, dar să vină cu prescripții, cu recomandări foarte clare pentru companii, astfel încât companiile să fie susținute de către aceste instituții în vederea formalizării și conformării fiscale și legale. Iar eventualele amenzi care pot fi aplicate, acestea își au rostul doar în rezultatul unor controle repetate, dacă se depistează că companie în mod deliberat nu urmează recomandările instituțiilor de control și se depistează că încălcările se fac de rea credință sau cu rea credință și nu cu nu din motivul din alte motive obiective sau structurale. O altă recomandare este încurajarea tranziției
tranziție la ocupare informală, de la ocuparea informală la ocupare formală prin mecanismele de subvenționare și alte mecanisme de suport pentru afaceri, eventual prin instituirea certificatului de angajator de bună credință de către Inspectoratul de Stat al Muncii. Deci, practic, politicile trebuie să stimuleze și să încurajeze prin măsuri atât financiare cât și măsuri administrative de a asigura această tranziție de la sectorul informal la sectorul formal. Măsurile de subvenționare, de exemplu, trebuie să includă foarte clar acest criteriu, dacă beneficiarul acelor subvenții este angajator de bună credință și angajează fără salariu în plic, în bază de contract și cu toate garanțiile aferente. Bine, al treilea obiectiv este ține de creșterea costurilor de neconformare. Aici, în primul rând, vorbim despre fortificarea inspecției de stat a muncii, care trebuie să-și recapete, practic trebuie să devină o instituție fortificată, capabilă să identifice și să contracareze practicile de ocupare informală. Este o măsură care intuiesc că poate trezi mai multe nemulțumiri și probabil este cea mai controversată măsură, pentru că pe de o parte înțelegem necesitatea stimulării business-ului și diminuării expunerii business-ului la practicile de corupție, la abuzuri din partea controlorilor. Dar aceste măsuri de pro-business nu trebuie să aibă efecte colaterale asupra siguranței și protecției și bunăstării angajaților. Deci este necesar să găsim un numitor comun și acel numitor comun constă în fortificarea sau crearea unei inspecții de stat a muncii moderne, capabile să facă controle inopinate pe bază de risc, pe baza unor indicatori foarte clari care să diminueze, pe de o parte, nivelul de discreție a controlorilor, dar în același timp să poată să facă controle inopinate la companiile, la întreprinderile care asupra cărora planează suspiciuni rezonabile că fac practică ocupare informală, să în cazul depistării acestor practici să poată să aplice și amenzi fără fără aștepta neapărat deciziile instanțelor de judecată. Evident, avem nevoie de consolidarea capacităților acelei instituții pentru a fortifica și numărul de personal, dar și a instrui personalul în vederea depistării mai eficiente a salariilor în plic și a altor forme de angajare informală. Este necesar ca această instituție să comunice activ cu alte instituții, cu fiscul, cu poate și cu alte instituții care dețin date, care pot oferi informații relevante pentru a depista acele salarii în plic și alte forme de ocupare informală. Și, evident, responsabilizarea acestei instituții. Clar că odată cu atribuirea mai multor sarcini, responsabilități, este necesar și instituția să fie să fie responsabilizată, să existe indicatori foarte clari în baza cărora această instituție stabilește deciziile de a face controle, mecanismul de a derula acele controle să fie foarte clar și să implice o discreție minimă din partea controlorului. Deci
Toate aceste mecanisme care de fapt se aplică deja și se aplică în alte state, ele trebuie transpuse în Republica Moldova, dar cert este că potrivit convențiilor ILO, la care Republica Moldova face parte, noi trebuie să restabilim rolul Inspecției de Stat a Muncii în vederea contracărării eficiente acestor practici. Nu poți combate, la fel cum nu poți combate criminalitatea fără o poliție înarmată, la fel nu poți combate ocuparea informală fără o inspecție de stat a muncii, la fel înarmată cu toate instrumentele necesare, evident, având în vedere și minimizarea costurilor de riscurilor de corupție la care m-am referit. Zilierii, problema zilierilor în agricultură trebuie atenuată, eventual printr-un mecanism de vouchere sau printr-un mecanism care să permită angajatorilor să rețină la sursa de plată impozitele și contribuțiile aferente asigurărilor sociale și medicale, pentru că transpunerea acestor obligații fiscale pe seama angajaților este echivalentă cu excluderea acestora din spațiul fiscal și spațiul de și sistemul de asigurări sociale și medicale. Deci zilierii trebuie să beneficieze de garanții sociale și trebuie să fie integrați în spațiul fiscal. Majorarea salariului minim este o măsură foarte necesară, deoarece Republica Moldova, dacă raportăm salariul minim la salariul mediu, noi suntem practic pe, dacă nu greșesc, pe ultimul loc din regiune din perspectiva acestui raport. Deci salariul minim la moment în Republica Moldova este foarte mic și de această situație se profită multe companii de reacredință care încheie contracte la salariul minim, restul fiind plătit în plic, și dacă statul ar majora salariul minim la un raport de, să zicem, 40% din salariul mediu pe economie, aceasta automat va crește costurile de neconformare asupra celor care practică salariul în plic, și aceasta va duce și venituri imediate în bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul CNAS, la bugetul CNAM, pentru că este evident că aceasta va duce la creșterea și salariului din stabilit în acele contracte de muncă din companiile respective. Și 40% un salariu minim care ar reprezenta circa 40% din salariul mediu pe economie nu prezintă un cost major pentru angajatori. Obiectivul 4 vizează sporirea moralității fiscale a populației și aici, evident, avem nevoie de acea campanie amplă de informare și educație fiscală și financiară a populației. Da, s-au făcut și anterior campanii, dar cred că trebuie să continuăm în mod consistent să educăm populația. Niciodată nu este insuficient aceste măsuri de informare și educație fiscală și financiară a populației. Noi recomandăm și dezvoltarea unui program de denunțare voluntară, care să permită oricărei persoane să raporteze eventuale practici sau suspiciuni de ocupare sau evaziune fiscală. Un asemenea program de denunțare voluntară poate fi fezabil și cu impact în Republica Moldova, deoarece noi l-am testat în baza unor experimente economice care le-am petrecut în parteneriat cu Academia de Studii Economice și un laborator de experimente economice din Franța în 2019 și 2020, și acele experimente au arătat foarte clar că instituirea unui asemenea program are un efect sesizabil asupra conformării fiscale a populației, dar cu două condiții. În primul rând, protecția anonimatului, denunțătorului,
și reacția rapidă a autorităților la aceste denunțuri. Iată, aceste două condiții sunt critice pentru a asigura succesul acestui program de denunțare voluntară. Dezvoltarea unui mecanism de feedback pentru plătitorii de taxe, deoarece la baza moralității fiscale a populației este acea discrepanță intertemporală dintre plata impozitului și beneficiile pe care le primești în schimbul acestui impozit. Sondajul a arătat că moralitatea fiscală este cea mai redusă sau inclinația populației de a plăti impozite este cea mai înaltă în cazul celor care, de exemplu, se apropie de vârsta când fac copii și anticipează că vor beneficia de acea indemnizație la nașterea copilului care este legată de venitul oficial declarat. Și pentru grupele de vârstă care se apropie de vârsta de pensionare, pentru că oamenii totuși înțeleg că pensia depinde de venituri și iată, pentru grupele de vârstă mai avansate care se apropie de vârsta de pensionare, sondajul arată că este o inclinație mai mare de a plăti impozite. Și viceversa, inclinația este minimă în cazul grupelor de vârstă care sunt între etapa de naștere a copiilor și până la apropierea de vârstă de pensionare. Și este grupa de vârstă când, conform ciclului vieții, și acest lucru la fel este confirmat de către cercetările noastre anterioare, anume în acele grupe de vârstă productivitatea este maximă și respectiv, având situația în care grupele de vârstă cu productivitate maximă, dar cu un nivel minim de inclinație de a plăti impozite, cauzează cele mai mari pierderi pentru economie. Deci este necesar de dezvolta un mecanism de feedback pentru plătitorii de taxe, pentru ca statul să informeze plătitorii de taxe nu doar despre câte impozite ai plătit, pentru că acum este posibil acest lucru, dar de extins acest sistem informațional, astfel încât plătitorii de taxe să știe cam care ar fi o mărime aproximativă a indemnizației pentru creșterea copilului sau o indemnizație de șomaj în cazul în care deci contribuabil pierde locul de muncă sau care ar fi o mărime aproximativă a pensiei dacă nivelul de venituri continuă în așa mod și se rămân veniturile rămân cumva înregistrate, contabilizate și o asemenea informație ar stimula motivația contribuabililor să plătească impozite, pentru că sunt sigur că mulți vor fi plăcut surprinși să vadă cât de mare poate fi indemnizația la nașterea copilului, de exemplu, dacă declar complet salariul. Pot fi plăți destul de, să zicem așa, motivante pentru contribuabili. Ultimul obiectiv este fortificarea puterii de negociere a angajaților în raport cu angajatorii. Noi trebuie să facilităm formarea organizațiilor sindicale și acordarea de suport instituțional pentru dezvoltarea organizațiilor sindicale, pentru ca angajații să aibă o voce mai fermă în raport cu angajatorii. Aici se poate de extins acel mecanism de denunțare voluntară și la nivelul Inspectoratului de Stat al Muncii pentru a permite raportarea anonimă a cazurilor de angajare informală de către angajați. Și la fel reiterăm importanța unei companii de informare a drepturilor angajaților. Angajații trebuie să cunoască care sunt drepturile lor și cum pot negocia mai bine cu angajatorii condițiile de muncă, astfel încât să fie mai puțin expuși practicilor de ocupare informală.
Așa cum am spus, mai multe detalii veți vedea în raport. Vă mulțumesc pentru atenție și dacă sunt întrebări, voi fi bucuros să ofer mai multe detalii. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule Lăpușor, vă mulțumim și noi pentru informațiile pe care ne le-ați prezentat. Într-adevăr, dacă sunt întrebări, o să rugăm să le lăsați în chatul de Zoom sau pentru cei care ne urmăresc live în comentarii pe rețelele de socializare. Și, domnule Lupușor, vă invit în continuare să rămâneți alături de noi pentru că urmează o sesiune de dialog cu participarea următorilor invitați: domnul Marcel Spătari, ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Vladislav Kaminski, director executiv al Confederației Naționale a Patronatului, domnul Sergiu Sainciuc, vicepreședintele Confederației Naționale a Sindicatelor, doamna Ana Groza, directoare executivă a Asociației Investitorilor Străini, doamna Aurica Butnar, ofițer de proiect în cadrul Delegației Uniunii Europene și doamna Ala Lipciu, coordonatoare națională Organizația Internațională a Muncii. Discuțiile vor fi moderate în continuare de doamna Zinaida Adam, coordonatoare de programe PNUD Moldova. Zinaida, microfonul e al tău. Mulțumesc, Mihaela. Vă rog să-mi spuneți dacă mă auziți bine. Da, este bine. Ok. Așa cum am auzit astăzi deja din discursul domnului Lupușor, economia informală constituie circa o pătrime din întreaga economie a Republicii Moldova și de-a lungul timpului a înregistrat tendințe mai pronunțate în unele sectoare, cum ar fi cel al construcțiilor, al agriculturii. Mă adresez dumneavoastră, domnule ministru Spătari, cu rugămintea să ne spuneți care sunt prioritățile ministerului pe care îl conduceți, priorități pe termen mediu și pe termen scurt, în vederea prevenirii și combaterii celor două fenomene pe care le discutăm astăzi. Rugăm să ne spuneți care sunt provocările cu care vă confruntați și ce tip de sprijin eventual ați avea nevoie în acest demers. Mulțumesc. Prioritățile noastre sunt definite destul de clar în acest document și aici o salut pe doamna Lipciu. În programul de țară pentru munca decentă, în care noi, da, e vorba de programul de țară pentru munca decentă, pe care noi l-am cosemnat împreună cu Organizația Internațională a Muncii, Confederația Națională a Sindicatelor și Confederația Națională a Patronatelor din Moldova. Și aici avem trei priorități: politici inclusive de ocupare și politici productive de ocupare pentru tineri, protecție eficientă la locul de muncă și îmbunătățirea dialogului social. Acestea sunt cele trei priorități și fiecare prioritate are acțiuni necesare pentru a atinge obiectivele. Nu se intru acum în detalii, dar este adevărat că subiectul muncii informale și necesitatea de a contracara acest fenomen este prioritar pentru ministerul nostru. Obiectivele noastre se regăsesc în studiul Expert Group și sunt foarte bine explicate. Sunt câteva idei care converg cu ideile noastre și poate chiar îmbunătățesc sau nuanțează unele abordări pe care le avem și noi, pe care le propunem și noi. În perioada următoare, ca să vă dau niște indicii despre cum vom aborda noi acest subiect, în perioada următoare, și când zic perioada următoare, eu am stabilit obiectiv la nivel de minister și la nivel de cancelarie ca noi să convocăm Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective până la sfârșitul anului. A fost o procedură administrativ mai dificilă și mai greoaie decât mi-am imaginat atunci când am venit la guvern, pentru că convocarea acestei comisii nu ține doar de competența exclusivă a ministerului nostru și atunci în cancelare există o anumită rigiditate și faptul că această comisie nu s-a întrunit timp de mai mulți ani sau s-a întrunit foarte rar în ultimii ani, cumva a scos
întâlnirea comisiei de pe agenda cancelariei, dar este și rolul ministerului nostru și a sindicatelor și a patronatelor să promovăm necesitatea de a discuta în format tripartit. Deci până la sfârșitul anului vrem să ne întâlnim. În această comisie, fiecare parte va prezenta propuneri de politici. Noi o să venim cu propuneri concrete de modificări legislative și de un program de combatere a fenomenului, inclusiv prin măsuri ce țin de stabilirea unui salariu minim, nu doar pentru anul viitor, dar și pentru definirea unui mecanism de stabilire a salariului minim pentru a atinge obiectivele propuse de domnul Lucușor pe termen scurt sau cele care sunt standard european pe termen lung. Așa cum poate știți, în această săptămână Parlamentul European a votat o nouă directivă privind salariul minim în Uniunea Europeană și conform acestei directive, standardul de referință este 50% din salariul mediu pe economie sau 60% din mediană. Bineînțeles că acest nivel este sustenabil pentru economii mai dezvoltate. Noi putem să ne orientăm spre acest obiectiv, poate pe termen mediu, să ajungem și noi la acest obiectiv. Bineînțeles că anul viitor nu vom putea să facem o creștere atât de abruptă, dar trebuie să rezolvăm problema cu salariul minim, să avem o abordare mai hotărâtă în acest sens. Sunt și multe alte idei bune, proactive, cum este, de exemplu, acordarea unui statut de angajator de bună credință. Recunosc că și noi avem această idee și salut faptul că și Expert Group vine cu aceeași propunere. Întărirea inspecției muncii este foarte necesară. Eu înțeleg că, pe de o parte, trebuie să protejăm antreprenorii, dar noi îi protejăm, probabil, nu așa cum trebuie. Trebuie să îi protejăm prin susținere, prin subvenții pentru creștere. Nu să-i lăsăm de capul lor să facă evaziune fiscală și să angajeze oameni la negru. Și în acest sens, într-adevăr, nu ne conformăm cu convențiile internaționale, cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii, mai ales în ceea ce privește controlele inopinate. Vreau să vă spun că Inspecția Muncii astăzi are suficienți inspectori pentru a face mai multe inspecții. Problema este pe termen scurt în cadrul legal care blochează activitatea Inspecției Muncii. Și câteva săptămâni în urmă am făcut o vizită la București, acolo unde m-am întâlnit cu Inspectoratul de Stat al Muncii din România și am descoperit că inspectorii din România fac în medie câte 15 inspecții pe lună, iar inspectorii din Republica Moldova, din cauza cadrului legal, fac maxim 3 inspecții în medie pe lună per inspector. Aici, domnul Stăvilă, dacă va avea de comentat, ne poate, sau domnul Ciloci, dacă este și domnul Ciloci, ne pot da mai multe detalii. Într-adevăr, noi trebuie să creștem competențele, dar și responsabilitatea și transparența acestor organe de control și să motivăm angajatorii să crească. Discuția e foarte lungă, eu aș putea să continui, dar vreau să las spațiu și pentru ceilalți vorbitori. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnule ministru. În continuare, aș vrea să ofer cuvântul domnului Kaminski și să-l rog să ne spună, în opinia dumnealui, ce fel de intervenții sau măsuri sunt necesare pentru a încuraja companiile din țară să activeze legal de plin. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Salut toți participanții la această ședință. Întrebarea este într-adevăr una bună la care noi încercăm să găsim răspuns deja, iată, mai bine de 25 de ani. Ce au nevoie angajatorii ca să-și manifeste cât mai bine calitatea sa de angajator și ca unul din cei care contribuie la bunăstarea bunului public și a statului în general. Deci vreau să vă spun că
Noi am încercat mai multe metode și mai multe inițiative le-am promovat pe parcursul acestora. Dar ce au nevoie nemijlocit, cred că nu o să identificăm noi soluția magică pentru toți, pentru fiecare angajator are și are soluția sa și viziunea sa, ceea ce ar trebui dumnealui ca să prospere. La cele ce au fost discutate, vreau să susțin ceea ce a spus domnul ministru. Într-adevăr, multe din cele care menționate, de toate cele menționate în programul de țară prin muncă decentă și alte activități pe care noi le-am desfășurat pe parcursul anului, din păcate unele nu s-au rezultat cu nimic și aici mă refer la reducerea fluxului de numerar în economie. Vreau să spun că mult am lucrat pe subiectul ăsta pe platforma Consiliului Economic, dar din păcate nu am ajuns la o anumită abordare să vedem cum procedăm cu această reducere. Sunt absolut de acord cu subiectele care au fost menționate în legătură cu deținătorii de patente. Într-adevăr, aceștia urmează a fi aduși într-o albie normală și într-o ca și ceilalți, să-și ducă evidența și să achite acele impozite. Îndeoseb susțin inițiativele care au fost și care au perindat de ani de zile de a exclude comerțul din sub incidența patentului. Cred că lucrul ăsta odată și odată urmează a fi făcut, că într-adevăr este un izvor nesecat de numerar și care continuă și care alimentează economia informală, așa cum a fost vorbit. Vreau să vă spun că două subiecte la care vreau să atrag atenție mai mult este plata salariilor la card. Noi am încercat ca și patronate să aducem acest subiect pe platforma tripartită de negociere a modificărilor la codul muncii. Din păcate, nu am ajuns la un numitor comun, dar credem noi că după ce ați prezentat dumneavoastră acest studiu, noi considerăm că o asemenea modificare trebuie să existe și să oblige angajatorii să achite plata nemijlocit la card. Evident că lucrul ăsta nu va avea efect devastator în reducerea economiei informale atâta timp cât va fi flux numerar, dar totodată vreau să atrag atenție că ea trebuie să meargă mână la mână cu încurajarea companiilor să folosească post-terminale sau terminale de achitare fără numerar. Deci, de ce nu am ajuns noi la un numitor comun în partea ce ține de plată la card? Nu am ajuns din simplu motiv că în localitățile Republicii Moldova nu peste locul poți să achiți cu cardul și nici retragerea numerarului tot este o deficiență. De aici, dacă statul și-ar asuma această inițiativă de a susține angajatorii de a-și instala terminale și de post-terminale sau terminale de plată fără numerar, cred că ar avea un impact destul de benefic pentru toți jucătorii, pentru toată economia Republicii Moldova. În ceea ce ține de subiecte legate de îmbunătățirea activității Inspectoratului de Stat a Muncii. Da, noi suntem foarte aproape cu această instituție, noi conlucrăm foarte, foarte intens și vreau să vă spun că acele deficiențe de imposibilitate de a realiza un control inopinat este prezentă în activitatea Inspectoratului de Stat al Muncii. Credem noi că urmează să încercăm să identificăm care este sursa problemei și să o înlăturăm. Pe noi foarte mult ne interesează ca economia formală să fie, nu cred că noi să o aducem la zero, nici o țară n-a reușit acest lucru, dar cel puțin să o reducem la o valoare acceptabilă, da, să spunem așa, în felul în care vorbesc cei care din securitate, sănătate, muncă, la o valoare acceptabilă, este un obiectiv pentru noi, pentru toți, având în vedere și impactul acestea asupra concurenței loiale între angajatori, dar și securitatea angajaților, de care noi an de an dispunem tot mai puțin și mai puțin și mai puțin, și aici trebuie implementat cât mai multe
cât mai multe inițiative de genul ăsta. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc frumos, domnule Kaminski. Studiul despre care discutăm astăzi a arătat că populația Republicii Moldova are o anumită toleranță față de economia tenebră și munca nedeclarată. În continuare, aș vrea să-l întreb pe domnul Săinciuc cum asigurați în prezent și ce altceva ar fi necesar de făcut pentru a spori gradul de conștientizare și educație financiară a populației în vederea încurajării acesteia să caute și să aleagă munca formală. Vă rog să conectați microfonul. Da, mulțumesc, doamna Adam. Deci, stimați colegi, mă bucură faptul că acest studiu este prezentat pentru noul guvern și vreau să mizez foarte mult pe faptul că actualul guvern va întreprinde mai multe măsuri și acțiuni concrete împreună cu partenerii sociale pentru a face față acestui fenomen, cum este munca informală și achitarea salariilor în plic. Noi, ca sindicate, vreau să spun că nu avem mari pretenții față de guvernul actual, că lucrează de puțin timp, nici la faptul că în unele domenii sunt de făcut și mai multe lucruri. Pretențiile mari sunt față de guvernele precedente, au fost. Dar ceea ce s-a întâmplat, s-a întâmplat. Important este ce vom face pe viitor. Concluzia că sunt reduse capacitățile sindicatelor, în principiu sunt corecte, fiindcă cuprinderea cu membrii de sindicat în sectorul real este undeva de 20-25%, este un procent foarte mic. S-a întâmplat lucrul acesta din cauza deetatizării, privatizării, vinirea investitorilor străini, care nici de cum nu acceptă că să fie create organizații sindicale, dar acolo unde se creează grupuri de inițiativă, se află despre aceasta și acești lucrători sunt, pe parcursul perioadei, eliberați din serviciu. Adică este o situație urâtă, urâtă de tot. Un alt aspect care este cel că s-a ascultat prea mult mediul de afaceri și autoritățile, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, au anulat din legislația muncii toate garanțiile care erau pentru liderii sindicali aleși la unitate, care urmau să negocieze și să stabilească în contractele colective de muncă garanții suplimentare, norme suplimentare la cele prevăzute de legislație. Și iar în cazul de față, neavând nicio garanție, cum acest lider sindical să ceară de la angajator niște garanții suplimentare sau să fie incomod tare. Dar sunt niște momente și în opinia noastră aici se încalcă și standardele internaționale ale muncii. Deci Moldova a ratificat 41 de convenții astăzi ale OIM, care sunt în aplicare și în principiu noi considerăm că aici se încalcă, fiindcă statul este obligat să creeze măsuri de protecție pentru reprezentanții salariaților la nivel de unitate. Deci un alt aspect ține de distrugerea, aș spune, a Inspectoratului de Stat al Muncii, prin politicile care s-au promovat, divizarea SSM-ului la alte 10 autorități, introducerea Inspectoratului de Stat al Muncii în legea 131, privind la controlul activității de întreprinzător, care nu are nimic absolut comun cu această activitate, deci lipsirea și în continuare, deci practic, nu se conformează statul Republica Moldova la standardele internaționale ale muncii. Noi mizăm foarte mult pe noul minister, pe domnul ministru, că totuși vom readuce în albia legală, în conformitate cu standardele internaționale, Inspectoratul de Stat al Muncii, ca el să fie în continuare unul de forță în țara noastră, cum s-a menționat și în raport, să fie fortificat și cu capacități depline. Un alt aspect ține de salariu minim. Dar vreau să spun ce sunt de Inspectoratul de Stat al Muncii, deci vreau să menționez că este un merit al sindicatelor că am reușit să întoarcem lucrul acesta spre bine împreună cu structurile internaționale, cu OIM, cu experții de acolo, unde am dovedit că, uite, se încalcă în Republica Moldova aceste standarde. Și în principiu, noi mizăm iarăși foarte mult și pe Ministerul Economiei, fiindcă acest minister a promovat foarte mult, deci, reformele, facilități pentru mediul de afaceri, dar iarăși noi suntem pentru aceasta, dar nu trebuie să uităm despre salariați și drepturile lor. Ce aici ține de salariații sau tinerii sau salariații care doresc să se angajeze? Evident că este o capacitate redusă de a negocia cu angajatorul, fiindcă considerăm că ei sunt în situații inechitabile, inegale. Noi trebuie să instruim tinerii
de pe instituțiile, la instituțiile de învățământ, că ei să cunoască legislația muncii, să cunoască drepturile lor, că să cunoască că trebuie să aibă un contract individual de muncă la angajare, dar nu să depună două cereri, una de angajare și a doua de disponibilizare, cum cer angajatorii. Adică sunt niște aspecte foarte și foarte importante de instruire. Lucrul acesta trebuie să-l facem începând cu colegiul, gimnaziu, la școlile profesionale, tehnice, în orice instituție de învățământ. Mai departe, motivarea muncii, stimați colegi. Noi, ca sindicate, de mult am abordat problema ce ține de salariu minim, să avem în țară un salariu minim egal pentru toți, nu 3 sau 4 niveluri. Să avem un cotum minim garantat în sectorul real foarte mare. Și iarăși, uitați-vă, se primește așa că sindicatele, patronatele au ajuns la numitor comun privind acest cotum al salariului minim în sectorul real. Nu avem niciun răspuns din partea autorităților la acest subiect. Am solicitat că acest cotum să fie introdus de la 1 septembrie anul curent. Dacă au trecut deja 4 luni de zile, suntem aproape de la 1 ianuarie, nu avem nimic, niciun rezultat. Dar s-a ajuns la monitorul comun împreună cu partenerii sociale, adică cu patronatele. Și evident că acel partener care propune lucrul acesta împreună cu noi, cu sindicaliștii. Încă un aspect eu care vreau să-l menționez. Trebuie să fie un sistem atractiv al sistemului de asigurări sociale de stat. Tot ce s-a făcut până în prezent, anume s-a făcut pentru aceasta, ca să fie atractiv, ca să fie clar că cel care contribuie în sistem, muncește legal, contribuie în sistem, va avea și un sistem de protecție foarte bun, o pensie bună, o indemnizație bună pentru mamele care îngrijesc copiii. Dar și acea indemnizație de 7-8 ani de zile, așa și-a rămas 30% din salariul său pe care l-a câștigat și nu s-a modificat. Deci, iarăși, aici trebuie să înțeleagă cetățenii, care caută, cei care muncesc ilegal, că nu pot să beneficieze permanent de suport din partea statului. Faptul că statul îi ajută, asta este bine, dar cei care sunt apți de muncă, ei trebuie să muncească și să contribuie în sistem. Iarăși, sistemul de asigurări medicale. Stimați colegi, noi ca salariați plătim undeva 10.500 de lei în mediu pe an în acest sistem de asigurări medicale. Dar pentru cei care nu sunt angajați în câmpul muncii, statul le-a stabilit o cotă fixă de 4.056 de lei și încă sunt înlesniri 50, 60 sau 75% de la această sumă. Evident, acela care nu muncește sau muncește la negru, el își cumpără această poliță și el beneficiază de toate drepturile sale, ca și cei care sunt salariați și plătesc contribuția integrală în acest sistem. Deci, iarăși, trebuie să ne gândim ce facem cu ei, fiindcă la urma urmei nu s-a schimbat această primă fixă de vreo, iarăși, vreo 10 ani de zile. Și este un lucru care trebuie să fie schimbat. Mai departe, avem situații când se negociază, se stabilesc înlesniri, dar ele nu sunt respectate. Eu aici văd o mare necesitate de a instrui chiar și acei membri ai Comisiei Naționale pentru Consultări și Negocieri Colective, să instruim colegii din comisiile ramurale, din cele teritoriale. Noi am început deja lucrul ăsta să-l facem împreună cu ministerul și cu patronatele. Noi înțelegem că trebuie să fie un dialog între toți partenerii sociali și atunci doar împreună noi putem să avem un rezultat pozitiv aici. Dar impactul negativ este unul foarte mare. Aici este rezerva cea mai mare de a găsi surse suplimentare și pentru salarii, și pentru pensii, și pentru diferite alte înlesniri și iarăși, o creștere va fi a produsului intern brut, fiindcă noi avem acum niște limitări al fondului de salarizare pentru bugetari raportat la acest produs intern brut. Și dacă situația se va schimba, va fi asigurată o creștere bună atunci și aici se va schimba situația. Și evident, stimați colegi, rolul de bază împreună cu partenerii sociali, dar rolul de bază este al Inspectoratului de Stat al Muncii în cazul de față. El trebuie să fie consolidat, el trebuie să fie dotat cu toate pârghiile necesare ca să facă față lucrului. Nu poți fi eficient din oficiu când angajatorul îți aduce documentele și tu să verifici. Achită el salariul la timp sau nu achită? Are lucrători neangajați oficial sau nu are? Și iarăși, s-a vorbit în raport și despre legea zilierilor. Noi, ca sindicaliști, am fost împotrivă. De fapt, și eu când lucram la Ministerul Muncii, vreau să vă spun că vreo 2 ani și ceva, eu așa și n-am fost convins când am elaborat acest proiect de lege, că el poate fi promovat în Republica Moldova, fiindcă avea foarte multe deficiențe, reșind chiar și din practica României și din practica Bulgariei, două țări ale Uniunii Europene. Și evident că lucrul acesta s-a și constatat.
Da, statul ceva primește de la acești zilieri, primește un impozit pe venit, însă zilierii, doar anul acesta, undeva vreo 600 din ei au încheiat contracte cu Casa Națională, au fost impuși să încheie contracte, în rest nu. Opțiunea noastră este aceea că trebuie ei să aibă un contract individual de muncă care să le oferă o garanție și lor și angajatorilor absolut. Deci aceasta este o formă așa ascunsă în principiu de economie informală, dar la care am menționat că beneficiază de anumite bunuri sau eu știu, doar statul primind mijloace financiare de la impozitul pe venit. Eu aici mă opresc, stimați colegi, dar sunt convins că noi împreună, partenerii sociali, trebuie să schimbăm lucrul. A fost hotărârea de guvern 477, care a aprobat un plan concret de acțiuni privind diminuarea economiei informale și achitării salariilor în plic. A fost responsabil atunci Ministerul Muncii și Protecției Sociale și am condus eu atunci grupul cel de lucru. Nimeni n-a anulat această hotărâre, dar totodată nimeni nu a elaborat nicio strategie suplimentară. S-a modificat codul muncii, a fost în codul muncii introdus permisul de acces la locul de muncă, schema de încadrare la unitate, registrul de evidență a contractelor individuale de muncă și așa mai departe și așa mai departe. Totul a fost anulat. Deci în cazul de față noi vedem că trebuie să revenim la niște instrumente eficiente pentru a combate economia informală. Fiindcă dacă noi nu o să întreprindem nimic, acest sector o să crească și în continuare și o să afecteze interesele tuturor, și ale statului, și ale angajatorilor, și ale salariaților. Mulțumesc pentru atenție! Mulțumim frumos, domnule Saenciuc. Studiul relevă despre pierderile bugetare semnificative din cauza economiei informale. În continuare, aș vrea să-i ofer cuvântul doamnei Groza și să o rog să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, ce intervenții de politici ar trebui instituite pentru a motiva companiile din țară să treacă la activitate economică formală. Doamna Zinaida, bună ziua la toți! În primul rând vreau să folosesc această ocazie pentru a mulțumi echipei PNUD pentru inițiativa de a elabora acest studiu, este foarte important, dar și colegilor de la Expert Group pentru munca depusă. Știm că în spatele acestuia au stat nopți nedormite și foarte multă informație prelucrată. Știți, eram conștienți de faptul că acest fenomen este larg răspândit, însă a fost trist să aflăm faptul că nivelul acestuia a crescut din 2016 de la 22,34% la 25% în 2019, ceea ce denotă faptul că atât noi, cât și autoritățile mai avem foarte mult de lucru. Cunoașteți că membrii Asociației Investitorilor Străini sunt cei mai mari investitori, sunt companii eneste cu înalte valori corporative și mereu am susținut și am promovat practicile concurențiale transparente și corecte. Evident că în spatele acestor companii stau companii mari, sunt companii transnaționale cu strategii durabile de dezvoltare și cu cele mai bune practici de dezvoltare, pe care le replicăm și aici în Republica Moldova. Tot un moment foarte important pe care vreau să-l menționez este faptul că toate companiile implementează obiectivele de dezvoltare durabilă, fiind ca model pentru restul companiilor cu investiții locale. Am fost și suntem promotori aprici ai combaterii economiei tenebre, prin exemplu propriu, și vreau să vă spun faptul că în asociație cel mai des utilizăm termenul tenebru, mai puțin informal, având în vedere impactul negativ major asupra economiei Republicii Moldova, având în vedere că, cum au spus colegii, este aproximativ 25% din PIB. Concluziile enunțate în raport, propunerile acestora, corespund 100% cu viziunea membrilor FIE și, cum a spus și Adrian, sperăm foarte mult că acestea se vor regăsi în politicile ulterioare ale statului. Totuși, aș vrea să punctez unele propuneri prioritare, cum ar fi faptul că reducerea economiei tenebre o asociem direct cu necesitatea digitalizării serviciilor, care evident vor asigura o transparență și o evidență tuturor proceselor. Dacă, spre exemplu, să ne referim la angajările informale, aici este binevenită implementarea conceptului de registru electronic al angajaților. La fel, susținem și noi faptul că legislația ce ține de activitatea zilierilor urmează a fi amendată. Referitor la comerț, aici vedem necesară implementarea registrului electronic al vânzărilor cu digitalizarea aparatelor de casă și control prin înregistrarea tranzacțiilor în regim online fără posibilitatea de manipulare a datelor.
Un alt element important, cum a spus și domnul ministru, este necesară educația financiară și fiscală a populației, un factor major în combaterea acestui fenomen. Este necesară, evident, și organizarea și petrecerea diferitor campanii de informare și sensibilizare a societății civile cu privire la importanța impozitelor, fondurile de pensii, CNM-ul, să creștem încrederea populației că ei vor ajunge la vârsta de pensionare și vor beneficia din acest fond. Beneficiile efectuării tranzacțiilor fără numerare, etc., etc. Un alt șir de propuneri țin și de implementarea măsurilor sistemice de limitare și excludere a importului produselor contrafăcute și de contrabandă prin fortificarea capacităților organelor, serviciului VAMAL, Poliția de Frontiere și alte organe de drept, inclusiv în colaborare cu organele analogice ale țărilor vecine, doar cu eforturi conjugate. Dacă să vorbim iarăși de economie informală și domeniul comerțului, aici considerăm oportună stabilirea unor cote maxime de consum pentru regiunea transnistreană. Știm foarte bine că din partea stângă a Nistrului vine contrabanda, având în vedere că se importă excesiv produse, așa zis, pentru necesitățile populației din acea zonă. Nu vreau să vă rețin mult din timp, vă mulțumesc pentru atenție și, cum am și spus, sperăm foarte mult ca propunerile, acțiunile enunțate mai sus să se regăsească de curând în politicile statului, iar noi, mediul de afaceri, suntem aici să susținem statul în implementarea acestora. Vă mulțumesc! Mulțumim frumos, doamnă Groază, apreciem foarte mult eforturile asociației dumneavoastră de a promova și Agenda 2030 de dezvoltare sustenabilă. În discursul dumnealui, domnul ministru Spătare a menționat despre programul de țară privind munca decentă. În continuare, doamnă Lipciu, aș vrea să ne spuneți, în opinia dumneavoastră, care sunt cele mai urgente și necesare intervenții de politici și cum își propune AILO să sprijine Guvernul Republicii Moldova și partenerii dialogului social la prevenirea și combaterea fenomenelor pe care le discutăm astăzi. Mulțumesc mult, Zinaida. Sper că mă auziți bine. Da. Mulțumesc mult, întâi de toate, pentru invitația la acest eveniment. Salut pe cei prezenți și felicitări pentru produsul care, într-adevăr, a necesitat efort. Studiul făcut la inițiativa colegilor din PNUD și efectuat cu suportul colegilor de la Expert Group este într-adevăr un studiu de valoare. Felicitări pentru faptul că aduceți acest subiect sensibil, economia informală și munca informală, pe agenda de discuții. Și m-a bucurat nespus de mult faptul, de fapt, două elemente care reiez din felul în care au fost prezentate rezultatele și recomandările din acest studiu, și anume faptul că atunci când vorbim despre economia informală și despre munca informală, de fapt, este cazul să distingem două segmente de populație afectate de acest fenomen și antrenate în munca informală și în activități economice informale. Vorbim de cei care sunt forțați să o facă și se află, de fapt, în informalitate la limita subzistenței, în condiții precare, neprotejați de sistemele de protecție sociale și cei care o fac în mod voluntar, cei care o fac cu bună credință pentru a evita anumite obligațiuni. La fel, bucură abordarea din studiu care sugerează aplicarea așa numitului principiul al biciului și turtei dulci, un principiu destul de răspândit la nivel de regiune și nu doar, adică aplicarea sau combinarea măsurilor de suport, de încurajare a tranziției de la informalitate la formalitate, combinate cu măsuri de sancțiune atunci când este cazul și cu măsuri de prevenire, de evitare a informalizării de către cei care se află în sectorul formal actualmente. Deci, astea două lucruri am vrut să le menționez în mod aparte, pentru că asta a fost înțelegerea mea din ceea ce ați prezentat, ce a prezentat în special domnul Lupușor. Dacă e să revin la programul de țară, domnul ministru vi l-a și arătat și, într-adevăr, vorbim despre un program de țară care
a fost elaborat și stabilește niște priorități care sunt de actualitate pentru Republica Moldova. Spun acest fapt pentru că prioritățile, așa cum apar ele în programul de țară, au fost identificate ca necesare de actorii locali care cunosc foarte bine situația și care nu doar o cunosc, ci își propun și acțiuni de redresare. Într-adevăr, acesta este Ministerul Muncii în persoana Guvernului, acesta este, mai bine zis, Guvernul în persoana Ministerului Muncii și Protecției Sociale, este Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatelor, deci sunt acei actori care, prin definiție, au un cuvânt de spus și de făcut atunci când vine vorba de economie informală și de muncă informală. Deci, programul, într-adevăr, are trei priorități: o ocupare mai productivă pentru tineri, condiții de muncă mai bune și un dialog social mai activ. Deci, dacă e să vorbim despre munca informală, practic pot să spun cu certitudine că este un subiect transvers, dar și el, în mod direct sau indirect, este afectat de fiecare dintre acțiunile care sunt stabilite în aceste priorități. Vă aduc câteva exemple. Deci, guvernul își propune să facă sistemul de distribuire existent mult mai echitabil și își propune să majoreze salariul minim pe economie. Și știm cu toții că politica salariului minim este una foarte fragmentară și că nivelul de salarii minime, care sunt câteva în Republica Moldova, nu satisfac nici pe departe nevoile unui condițiilor de trai decent, și guvernul își propune să majoreze acest salariu, dar și să stabilească mecanisme de stabilire coerentă a unui salariu minim care nu doar asigură condiții de trai decent, dar și care poate fi suportat de către economia reală, ceea ce este foarte important. În virtutea convențiilor, în special Convenției 131, privind stabilirea mecanismelor pentru politica salariului minim, voi veni cu asistență în materie de analiză, în materie de experiență și expertiză tehnică în vederea stabilirii mecanismelor, dar și în ultima instanță vom veni cu suport pentru consolidarea negocierilor colective, astfel încât majorarea salariului minim să nu creeze și mai mult, să nu distorsioneze sistemul și mai mult și să creeze cumva, să marginalizeze cumva această politică a salariului minim. Dacă e să vorbim despre sistemul de asigurări sociale, a fost menționat de către antevorbitorii mei, a fost menționat și în studiu, într-adevăr, programul nostru de țară își propune revizuirea lui în vederea unui mai bun suport pentru anumite categorii de lucrători. Sunt lucrătorii temporari, sunt zilierii, s-a vorbit foarte mult despre aceasta astăzi, sunt lucrătorii sezonieri, lucrătorii pe cont propriu, ei rămân în afara sistemului de asigurări sociale, în mod special atunci când vorbim despre protecție în cazul de accident de muncă, protecție în cazul de pierderea veniturilor și riscuri în cazul bolilor profesionale. Deci acești lucrători sunt marea parte a lucrătorilor informali, așa cum arăta de altfel și studiul PNUD de expert grup. Deci, un alt subiect pe care îl vede programul și care iarăși rezonează cu concluziile și discuțiile de astăzi este reglementarea formelor non-standard de ocupare și flexibilizarea relațiilor de muncă. Pe parcursul ultimilor 10 ani, formele non-standard sau formele atipice de ocupare în Republica Moldova au luat amploare. Vorbim despre, întâi de toate, despre incidența muncii temporare, munca pe durată determinată, munca sezonieră, munca ocazională, a crescut constant și cel mai important este că crește în mod vădit prezența femeilor sau lucrătoarelor cu acest timp de contracte de muncă. Este întâi de toate și încercarea de a armoniza cumva responsabilitățile de familie cu cele profesionale. Vreau să vă spun că 81% din munca sezonieră este preponderent informală și mai mult decât atât, criza pandemică de COVID-19 ar putea să sporească și mai mult aceste forme de ocupare informală și atipice. Reglementarea lor este necesară și, de fapt, un grup
tripartit, un grup de lucru tripartit este convocat în cadrul Ministerului Muncii, care își propune să revizuie codul muncii, inclusiv din această perspectivă. Un alt aspect pe care și-l propune programul și care este, după noi, foarte important, întâi de toate pentru faptul că nu doar criza, ci și factura economică a țării, care, din păcate, deși raportează creștere economică, nu raportează creștere de locuri de muncă decente, pe potrivă, necesitatea de a oferi acces la ocupare și la locuri de muncă, inclusiv prin intermediul politicilor de ocupare, este absolut critică și accentul care este pus în programul de țară este de a redirecționa, de fapt, atenția de la măsuri pasive la măsuri active. Și în cazul de față vorbim despre măsurile active de ocupare, cele care, conform legii 105, au fost introduse relativ recent și care, cu suportul organizației internaționale a muncii, au fost și sunt în continuare pilotate. Vorbim despre schemele de formare la locul de muncă, vorbim despre suportul oferit angajatorilor pentru subvenționarea locului de muncă, vorbim de scheme de adaptare a locului de muncă pentru persoanele cu dizabilități, vorbim despre inițiative locale care sunt actualmente implementate și vorbim despre programe de autoangajare. Deci aceste programe sunt relativ noi, au fost pilotate, sunt preluate de către Agenția Națională de Ocupare pentru implementare și pentru extindere în continuare, dar aceste programe trebuie neapărat, sau aceste reforme trebuie să meargă mână în mână cu reforme instituționale, cu reforme instituționale ale serviciului public de ocupare, aplicarea de către acest sistem a tehnologiilor informaționale, a programelor inovative, flexibile. Criza ne demonstrează că programele trebuie să fie flexibile și programele trebuie să aibă o cuprindere, să ajungă acolo unde nu se ajunge poate în mod obișnuit, și, desigur, motivarea personalului din aceste agenții, lucruri care deja a fost menționat azi. În materie de instruiri și dezvoltare de calificări, pandemia de COVID-19 forțează realocarea resurselor, inclusiv resurselor umane, către sectoare mai reziliente și este nevoie de suport pentru instruire, pentru reciclări, pentru formare profesională continuă. Actualmente susținem efortul Ministerului Educației de elaborarea unui program de formare pe tot parcursul vieții formare profesională continuă, dar și interesul Ministerului Educației de a elabora un program pentru educația digitală a adulților. Deci domnul Lupușor a menționat și chiar vrem să completeze în acest sens nivelul scăzut de educație fiscală și financiară. La fel de bine este necesar de completat necesarul de educație digitală în rândul populației. Și probabil un ultim aspect care ține de suportul pentru sistemul de inspecție a muncii, a Inspectoratului de Stat al Muncii, s-a vorbit suficient de mult, zic, în acest panel. Într-adevăr, există anumite elemente care sunt în disconcordanță cu convențiile Organizației Internaționale a Muncii ratificate de către Republica Moldova. Programul își propune să, în special după reforma care a avut loc și care a dus la fragmentări de instituționale și care, deși o reformă reformată parțial, totuși a afectat această instituție și este nevoie de abordări integre pentru a reface structural sistemul, pentru a eficientiza serviciile pe care le prestează, pentru a îmbunătăți imaginea, dacă doriți, a Inspecției Muncii, nu doar imaginea unei instituții de control, ci și imaginea unei instituții care poate oferi consultanță, informare, exact așa cum spunea și domnul Pușor, dar și domnul ministru, în materie de drepturi la muncă, în materie de legislația muncii pentru patroni, pentru angajatori. Și vreau să vă spun că programul de țară, la insistența domnului ministru Spatari, conține acest element, inclusiv și indicatori de performanță.
La fel, ceea ce ne propunem este să îmbunătățim capacitățile digitale și capacitățile de instruire, de fapt, digitală a inspectorilor muncii. Am elaborat și lansat chiar recent o platformă digitală în acest sens. Iarăși ne propunem să instruim capacitățile lor în materie de prevenire și combatere a muncii nedeclarate, de planificări sau inspecții planificate, dar toate aceste colaborări cu alte instituții administrative, cu partenerii sociali, dar toate acestea vor fi minimizate ca efect dacă nu se va scoate din cadrul legal acea limitare care există în raport cu inspecțiile și cu vizitele inopinante pe care le operează Inspectoratul de Stat al Muncii, de altfel așa cum s-a menționat și mai sus. Și poate un ultim aspect este cel care ține de dialogul social, s-a referit la el și domnul Sainciuc și domnul ministru și alții. Într-adevăr, este nevoie de consolidat capacitățile ambilor parteneri și a sindicatelor și a patronatelor, creșterea numărului de organizații sindicale, de reprezentativitate, de calitate și numerică și calitativă, mai bine zis, a serviciilor pe care le prestează și, așa cum spuneam, capacitatea de negociere colectivă. Atunci când vorbim de salarii, atunci când vorbim de condiții de muncă și atunci când vorbim de prevenire și combaterea muncii nedeclarate și economiei informale în general și a muncii informale. Vă mulțumesc foarte mult, sper că nu a fost prea mult, cam asta am avut a vă spune. Felicitări încă o dată! Mulțumim frumos, doamnă Lipciu, pentru această intervenție consistentă. În încheierea acestui panel aș dori să-i ofer cuvântul doamnei Aurica Butnar să ne vorbească despre intervențiile de politici pe care le consideră a fi necesară pentru a fi instituite în vederea prevenirii muncii neformale. Bună ziua tuturor! Ținând cont de timpul restrâns care ne-a mai rămas, deci în 10 minute începe subcomitetul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova pe domeniul muncii, la care ar trebui să mă alătur, o să fiu foarte succintă. În primul rând vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru studiul prezentat și pentru recomandările sugerate diferitor autorități, dar și diferitor sectoare, aș spune așa. După cum cunoaștem cu tot și a fost și menționat și astăzi, că această problemă de fapt nu ține doar de o singură instituție. Prin urmare, eu mă bucur foarte mult să văd că la acest eveniment au participat reprezentanții ai mai multor instituții relevante. De asemenea, din partea delegației UE, aș vrea să salut faptul și să spun că ne-a bucurat foarte mult să vedem în planul de acțiune al Guvernului pentru anii 2021-2022, inclus această intervenție ce ține de elaborarea și implementarea unei strategii naționale de combatere a fenomenului muncii la negru și de achitarea salariilor în plic. Și ne vom bucura și mai mult dacă aceasta va fi elaborată și implementată. Deci noi suntem deschiși să discutăm orice necesități de asistență tehnică. După cum a fost menționat și astăzi, într-adevăr, ocuparea informală este o trăsătură, aș spune, definitorii economiei Republicii Moldova. Din ultimele date recente pe care eu le-am văzut, erau că 30% de fapt din persoanele ocupate lucrează informal. Astăzi mi s-a confirmat aceste date de către experți. De asemenea, în ceea ce privește politicile sau intervențiile care ar trebui implementate urgent, eu aș susține în totalitate propunerile care au fost prezentate astăzi și, în primul rând, promovarea achitării salariilor în rândul companiilor prin transfer bancar. Totodată s-a menționat și despre majorarea amenzilor aplicate companiilor care practică ocuparea informală, însă din mai multe experimente, să-i spunem așa, altor țări europene, am văzut că, de fapt, majorarea acestor penalități și mărirea numărului de controle fiscale nu întotdeauna sunt cele mai eficiente. Ele sunt eficiente, dar într-o anumită măsură. Eu cred că statul ar trebui să se focuseze pe promovarea informațiilor sociale pozitive despre conformarea fiscală și importanța contribuțiilor sociale. De asemenea, ar trebui să fie încurajat în paralel, după cum a fost și menționat astăzi, instrumentul de avertizori, eu îi numesc de integritate, pentru că acestea este demonstrat din experiența altor state că sunt cele mai eficiente metode de combatere a ocupării informale.
În particular, cred că la noi în Moldova ceea ce lipsește este demararea unor campanii de informare care să fie țintite asupra populației din diferite, din mediul urban, dar și rural în special, despre importanța conformării fiscale la nivel de comunitate și, în general, cum acești bani care ei contribuie la stat îi vor ajuta în alte situații, la pensii, indemnizații, pentru că mulți oameni nu înțeleg cum funcționează sistemul. Și o altă problemă care cred eu că afectează acest domeniu este încrederea limitată, aș spune, a populației, în general, în instituțiile statului, dar în special în sustenabilitatea, aș spune, sistemului de pensii. Prin urmare, aici iarăși ar trebui să fie pus un accent mult mai mare pe comunicare, poate pe implementarea unor platforme online, prin care populația ar putea fi informată și ar putea vedea cum sunt cheltuiți, de fapt, acești bani publici. O altă măsură ar fi, de asemenea, încurajarea activității antreprenoriale transparente. Deci, eu consider că toate propunerile discutate astăzi sunt foarte bune și încurajez toate instituțiile relevante să le analizeze și, de ce nu, să le implementeze integral sau poate cu anumite ajustări în vederea înlăturării sau combaterii acestui fenomen de ocupare informală. În ceea ce privește de suport, cum am menționat și anterior, noi suntem deschiși să discutăm orice necesități de suport. La moment avem și niște proiecte care sunt orizontale, aș spune, și ar putea să acopere și domeniul muncii, inclusiv elaborare de politici și legislație. Mulțumesc! Mulțumim frumos, doamna Butnar! Iar acum aș dori să ofer posibilitatea participanților la acest eveniment să adreseze întrebări, să vină cu comentarii referitor la cele discutate astăzi. Puteți face acest lucru ridicând mâna, accesând butonul de ridicare a mâinii pe bara de meniu din Zoom. Iar până se pregătește cineva să intervină, doar am să menționez că am primit și în chat deja niște comentarii și întrebări. Prima întrebare vine din partea doamnei Zinaida Cernică. O constatare importantă a acestui studiu relevă faptul că domeniul construcției reprezintă principala sursă a creșterii economiei informale. Care sunt principalele recomandări, intervenții de politici pentru combaterea acestui fenomen în acest sector, în opinia autorilor studiului respectiv? Care este rolul ASP în verificarea valorii reale a bunurilor imobiliare înregistrate și tranzacționate? De asemenea, este de acord cu ideea de revizuire abordării instituțiilor de control în vederea focusării pe oferire de consultanță companiilor în funcție de compliantă la regulile legale. Și doar foarte rapid am să menționez, de asemenea, că studiul va putea fi accesat pe site-ul PNUD Moldova la secțiunea publicații. Dat fiind faptul că întrebarea respectivă a fost adresată autorilor studiului, am să rog pe domnul Pușor să răspundă rapid. Da, mersi mult. Recomandările sunt aceleași care deja le-am menționat. Atât pentru construcții cât și pentru alte sectoare, nu cred că putem face careva delimitări. Sunt recomandări intersectoriale relevante pentru toți. Important să ducă la combaterea ocupării informale. În cazul construcțiilor, da. Deci, anume, și studiul accentuează acest lucru. Într-adevăr, creșterea ocupării informale, economiei informale ca pondere în PIB s-a datorat în special sectorului construcțiilor și acest lucru a corelat cu investițiile publice în acest sector. Drumuri bune și alte programe de anvergură care au impulsionat sectorul construcțiilor. Probabil și programul Prima Casă la fel. Și având în vedere că această creștere a sectorului construcțiilor pe fundalul investițiilor publice a dus la creșterea economiei informale, ne face să reiterăm că statul trebuie să majoreze nivelul de scrutinizare a companiilor care beneficiază de asemenea programe de stat, fie
fie vorba de credite cu garanții, cum este prima casă, fie vorba de contracte cu statul. În asemenea cazuri, statul trebuie să verifice mai amănunțit beneficiarii săi, aici nemijlocit e vorba de companiile de construcții, adică cei care beneficiază de contracte cu statul, de exemplu, să fie supuși unor controle mai amănunțite, să fie și un audit care să depisteze sau să analizeze anume din perspectiva calității ocupării, astfel încât banii publici să nu meargă la companiile care angajează informal sau care practică alte forme de evaziune fiscală. Cumva cred că este absolut logic ce am spus acum, dar mi se pare că este o problemă a Republica Moldova, pentru că și în special din perspectiva ocupării informale, cred că nu se verifică suficient și, din păcate, multe companii care au contracte cu statul, practic asemenea practici de ocupare informală. Mulțumim frumos, domnule Lupușor, pentru acest răspuns. De asemenea, îi mulțumesc și domnului Vădcărău, de la Biroul Național pentru Statistică, pentru precizările de ordin statistic oferite în chat. Dacă cineva din participanți ar dori să adreseze o întrebare sau să vină cu anumite comentarii, vă îndemnăm să o faceți. Văd că domnul Igor Celo ce a ridicat mâna, vă rugăm frumos să conectați microfonul. Bună ziua la toată lumea! Stimați colegi, am vrut să subliniez că raportul respectiv de înțeles că Inspectoratul de Stat al Muncii își regăsește din nou locul și rolul său în administrarea muncii. Vine înțelegerea că ăsta este instrumentul real care poate să ajute, pe de o parte, angajatorul să se încadreze în prevederile legale și, pe cealaltă parte, poate să asigure protecții celor în raport cu care se încalcă legislația de securitate și sănătate în muncă. Bineînțeles că raportul scoate în evidență potențialul de a dezvolta Inspectoratul de Stat al Muncii și de a-l conforma la realitățile contemporane și dezvolta în sensul formării unor noi viziuni de inspecția muncii bazate pe informare, sensibilizare, comunicare, pe posibilitatea de a interveni în orice moment pentru a convinge inspectorul de muncă că legislația se respectă. Și mai mult ca atât, revenind la originile Inspectoratului de Stat al Muncii care se regăsesc în convențiile Organizației Internaționale a Muncii, noi asigurăm și încurajăm informarea de către salariați a situațiilor de neconformitate cu legislația. Pentru că ei știu că în asemenea situații, în conformitate cu convențiile, inspectorul e obligat să păstreze confidențialitatea oricărei surse de informații despre faptul că se încalcă legislația în raport cu salariatul. Și plus la toate, inspectorul este obligat să nu divulge faptul că acțiunea de control a fost întreprinsă în urma unei reclamații. Și aici e forța pe care o are inspectorul. Nu e neapărat inspectorul să vină să viziteze întreprinderea de mii și mii de ori la rând. Important ca să se înțeleagă că există inspecția muncii. Există autoritatea care în orice moment poate să intervină și să identifice situații care reprezintă anomalii în raport cu aplicarea corectă a legislației. Deci asta vreau să menționez. Da, efortul care s-a depus pentru elaborarea studiului e un efort meritat, e un efort care într-adevăr scoate în evidență anumite realități și care pot fi gestionate, pot fi orientate spre diminuarea fenomenului
muncii la negru, cum îi spunem noi, este diminuarea fenomenului economiei informale, care de fapt și generează munca la negru. Vă mulțumesc mult! Mulțumim frumos, domnule Cioloș. Acum, din păcate, timpul dedicat pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri a expirat. Ofer în continuare cuvântul Micaelei. Mulțumesc mult, Zinaida, și noi îi vom oferi un cuvânt de încheiere a evenimentului gazdei de astăzi, doamnei Dima Alcatib, reprezentantă rezidentă PNUD în Republica Moldova. Doamna Alcatib, vă rugăm. Thank you very much, Mihaela. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, și vreau să încep prin a mulțumi tuturor celor care au participat foarte activ în acest dialog de politici, deoarece este o discuție foarte importantă, cu adevărat, după cum am spus de la bun început, informalitatea este un fenomen care afectează nu doar Republica Moldova, dar o varietate de țări și este la fel important pentru că are un impact și este reflectat la fel în mai multe aspecte și am văzut acest lucru în mai multe modalități, după cum am spus, și respectiv opțiunile de politici pe care noi le discutăm și pe care au fost înaintate de toți participanți. Este un lucru foarte important și sper foarte mult că acest lucru se va transpune în acțiuni concrete. Respectiv, deja depinde de noi toți, fiindcă este vorba despre un efort colectiv și atunci când spunem noi, am în vedere toți participanții care sunt reprezentați aici, eu sper cu adevărat că noi vom continua să avansăm susținând Republica Moldova în acest proces de atenuare a acestor cauze care stau la rădăcina problemei noastre și să asigurăm că economia este una formală și ținând cont de aspectele sociale. Și cu asta vroiam doar să menționez că noi trebuie să... Desigur că nu avem o soluție care să fie valabilă pentru toți. Avem nevoie de soluții adaptate pentru specificul fiecare țări și Republica Moldova nu este excepție aici. Trebuie să ținem cont de toate specificurile țării și să adaptăm soluțiile anume pentru Republica Moldova. Au fost foarte multe discuții foarte constructive, recomandări foarte bune. Noi suntem aici pentru a continua dialogul și pentru a vedea cum am putea susține în continuare la diverse niveluri, prin intermediul ministerului sau alții. Deci, thank you and over to you, Mihaela, and thanks to the team who has been really vă mulțumesc foarte mult pentru participarea foarte activă. So, we will circulate, I believe, the study and we will circulate the presentation so everybody has access to that. There's nothing better than having an evidence-based approach for any discussion. And today was one of those moments. Thank you. Doamna Alcatib, mulțumesc și eu. Onorați invitați, doamnelor și domnilor, evenimentul de dialog public privind fenomenul economiei și ocupării informale în contextul pandemiei COVID-19 a luat sfârșit. Vă mulțumim pentru participare și pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Aducem mulțumiri Expert Group și PNUD Moldova pentru realizarea studiului și organizarea acestui eveniment și, de asemenea, vă invităm să accesați studiul integral pe pagina oficială a PNUD Moldova, undp.md, secțiunea cercetări și publicații. O zi cât mai reușită, la revedere! La revedere!